tineret, torțe în mâini, plete în vânt, luminați, dați avânt, drumul sfânt. Pun în voi tot ce cânt, ce visez, voi nădejde, flor și rod, fapt și crez. Feți frumoși, fete dragi, oameni noi, alinați peste veac sori din voi, dăruiți leac și sens bunei vieți, noi dreptăți, rost înalt, frumuseți. Mă tot întreb de ce sunt aici atâtea mămăruțe. Uite și tu câte sunt. Larvele lor și ele se hrănesc cu păduchi de frunze și uite. Caut cu lupa și nu văd o afidă. Eu bănuiesc altă hrană. Că de obicei stau numai pe bujorii. Sau rododendron. Câte chestii nu sunt altfel decât zici. Da, așa o fi. Ce să zic? Bună oară, ai văzut în primăvară stolul ăla de cuci? În timp ce știința susține că îi călătoresc singuratici? Da, parc. Trebuie să notez povestea asta cu coccineele. Că așa le zice la mămăruțe științific. Coccinee. Cum le zice, mă? Coccinee, mă. Vreau să-i arăt că ai tu ăsta lui Bocicai, colegul meu. L-ai cunoscut? A. Ăsta e un geniu, mă, în științe naturale. Ca ghița al nostru la chimie. Hai, lasă. Bănuiesc că a scăpat de arestare. Ar fi o mare pierdere. Auzi? Ți-am povestit de fata aia mică a preotului Ianoș de lângă Târgu Mureș? Da. Era cu 3 ani. Era elevă la un liceu de menaj din Cluj. A, da, așa e, de menaj. Și a făcut un tort de căpșuni, bă, moșule. Ți-am povestit? Nu. E, nu. Așa. Și am rugat-o să mă lase să-l duc la băieți, să mă laud că eu l-am făcut. Și te-a lăsat, mă? M-a lăsat, mă? Mi l-a dat. Au murit aia de ciudă. Nu, da. Serios, au fost convinși că eu l-am făcut. Auzi, profesore. Dar de ce nu scrii tu câteva rânduri? Așa, fără să te semnezi. Ce naiba, mă, moșule? Cel mai mare bine pe care îl pot face e să mă uite, să se mărite și să facă mulți copii. Noi... Uite. Mămăruțele pot zbura și cad la pământ. Nu că ele cobesc moartea noastră, ci că... E atmosfera încinsă și nu mai poți zbura. Moșule, mai vin ăștia, mă? Când ajung? Nu știu, mă. Ar trebui să apară. Leule? Hai, du-te. De sălcioară, mărie și mărioară. De 3 zile zac în boală, mă
Marie și Marioară. Mor de pofă. Ia un soar de mă. Ia liniște. Ușor, fraților, fără arme. Ușor. Ușor. Uite așa, ca mine. Asta așa. Rodan, unde e? E cam bolnav. E rănit? Mai rănit, dar a rămas în val. Care dintre voi, Andrei? Eu. Voi unde sunteți? La o cabană, lângă apă. O știți? Da, o știm. Păi hai să mergem. Păi hai. Păi luați-o voi înainte. Noi am luptat în munții Vrancii, dar ne-au vândut și ne-au tras într-o cursă. Păi și cum a scăpat? Am avut noroc. Da, nu știu cum am avut așa noroc. Ne-au tras cu o minciună, că a izbucnit revoluția la sat. Așa ne-au prins. Mulți au murit. Da, voi dacă aveți nevoie de un doctor, cum faceți? Arestăm unul dacă trebuie. La voi la liceu, în Făgăraș, mai e frăție? Noi în Vrancea ne-am bazat pe frățiile din Focșani. Jos armele! Jos armele! Cine sunteți? Cine sunteți? Suntem ofițeri de securitate. Credeți că o să-i vând pe frățiorii mei? Vreau în genunchi cu mâine la ceafă. Credeți că o să-i vând? Cine e la cabană? Cine e la cabană? Rudan. Numai el? Da, numai el. Moșule! Rudane!
Tovarăși, fiecare meseriaș, fiecare doctor, orice om are o sculă. Și de scula lui se îngrijește. La noi, la securitate, care este scula noastră? Am spus că avem și noi. Dacă frizerul are brici, dacă strungarul are strung, am spus că avem și noi. Scula noastră sunt informatorii noștri, tovarăși. Trebuie să știm cum să muncim, să vedem cu cine avem de-a face. Așa cum muncitorul are grijă de scula lui, așa avem și noi de informatorii noștri. Nu putem spune că s-a terminat lupta. Putem spune că abia acum începem să dăm lovituri mai puternice. Dușmanul abia acum este turbat. Trebuie să folosim metodele pe care ne învață partidul și abia atunci vom avea succes în muncă. Puneți idei cu doi câte doi. Cu armele. Partidul ne indică, dar nu ne învață. Să luăm exemplu de la Uniunea Sovietică, care a cucerit fiecare metru pătrat, fiecare pas, dar nu a dat înapoi. Așa trebuie să luptăm și să mergem înainte. Cel mai mare dușman este lipsurile noastre, tovarăși. Acesta este cel mai mare dușman care a intrat în noi și trebuie să-l scoatem cu orice preț. Cu educație și disciplină. Trebuie să analizăm greșelile noastre, să vedem cum trebuie să muncim cu organele noastre, cum trebuie să le creștem. Avem nevoie de membri de partid cinstiți, devotați, cu atitudine partinică. Altfel nu se poate. Să luăm cu metodele care ne învață partid. Hai, hai! Unul jos, unul parte aia, unul acolo, doi acolo, hai! Nu întâlnim în întreaga lume experiență ca la partidul nostru. Atunci de ce măsa căutăm metode străine? Noi avem de unde să învățăm. De la partidul bolșevic. Noi nu trebuie să căutăm ceva necunoscut când partidul bolșevic a făcut aproape gata, ne dă în gură. Săruna, domnișoară, bine venit în colectiv! Hai, mă, și voi în partea asta, hai! Nu vine la colectivă, mă! Noi este ușor cu pianul, mă! Hai, dă capul tău de prost! Ce faci, domnișoară, poftiți-i cu aici! Hai să ieși pe iarbă, haideți, poftiți-i cu aici! Hai, trece aici! Ce faci, mă? Ce faci, mă, în urmă? Stai, mă! Stai jos lângă el! Jos lângă el! Stai jos lângă el! Ce, mă? Nu-ți dă cât cartofești, tovarăși. Sunt gos, mă? Da. Scoate-i, dă-i drept. Tu, bă, neamul, cu ce treci acolo? Poftim încoace, domnișoară! Tu vă îngură să vă fut. Unde-i băiatul, mă? Unde-i băiatul? Unde e băiatul? E munță? Să lupte munț, mă! E șmecher, hă? Tu știi ce face la munț, mă? Știi, mă, ce face munț? Îmi omoară mie oamenii, mă, să face, mă! Tot organul nostru este un creier curat. Nu avem niciun os, nimic. Asta e lupta pe care o
ce? El, mă! Noi suntem creier și așa trebuie gândit. Noi suntem un organ care lucrăm mai mult cu capul. Studiem problema, o analizăm. Nu așa că bat că sunt devotat partidului. Hai să le scriem un bilet. Scrie așa. Puteam să vă împușcăm ca pe pitulici. Unu? Câte unu? Da, suntem băieți de treabă. Nu ne mai căutați. Semnat Armata Națională Română. Nu știm din ce motive s-au filmat. Asta pentru că e o tâmpenie. Probabil din aroganță. În orice caz, nu este un mesaj pentru noi. Data filmării pare a fi recentă. Probabil din anul curent, judecând după frunze și după peisaje. Și după ultimele date la care au fost semnalați în localitățile de reședință sau la examene ăștia care sunt studenți. Aparatul de filmat pe care l-au folosit este un Treca nemțesc pe 8 mm, iar rolele de film au fost găsite într-o raniță abandonată în timp ce reușeau să scape dintr-o încercuire în apropiere de Viștea. Au mai abandonat următoarele lucruri. Două lopeți, un ciocan, un ghem de sfoară, o oală, două pături, o brusolă, o busolă Bressard și un pistolet Beretta.
Grupul pare condus de Ion Gavrilă Ogoranu, zis Moșu, student la agronomie și economie în momentul dispariției de la domiciliu, 26 de ani, membru în frățiile de cruce din liceul Radu Negru. Ion Chiujdea, zis profesorul, 25 de ani, student la științe naturale. Împreună cu Gavrila a absolvit școala militară de ofițeri. Ion Ilioi, 28 de ani. Silviu Socol, 25 de ani, ăsta cu cămașa desfăcut. Gheorghe Șovăială, ăsta cu mustață, 25 de ani, muncitor la Brașov. Gelu Novac, 25 de ani, student la matematică. Gheorghe Hașiu, zis Ghiță, ăsta cu aparatul foto. Fratele lui Laurian Hașiu, 28 de ani, profesor de chimie. Ăsta dezbrăcatul. Nelu Novac, frate cu Gelu, 27 de ani. Laurian Hașiu, ăsta de jos, de stânga, care doarme. Remus Sofonea, zis Brâncoveanu, 22 de ani, ăsta cu bocancul. Mihai Maga, 20 de ani, student la medicină, ăla din spate dreapta. Virgil Radeș, ăla din stânga, 22 de ani, student. Jean Pop, zis Fileru, 31 de ani, pădurar. Andrei Hașiu, ăsta cu pistolul, zis Baciu, 30 de ani, tâmplar, frate cu Gheorghe Hașiu. Victor Metea, 27 de ani, la data dispariției de la domiciliu. Din grup oricum mai fac parte Toma Pirău, zis Porâmbu, Marcel Cornea, student farmacist, Andrei Mogoș și Nicolae Mazilu. Total 15 elemente declasate, dar se pare că se adună mai mulți. Au fugit toți ca să nu fie arestați. S-au exprimat împotriva regimului. S-a încercat arestarea și interogarea părinților, rudelor, vecinilor, cunoscuților, dar, din păcate, deocamdată fără rezultat. Banda de elemente dușmănoase s-a exprimat de câteva ori conform declarațiilor obținute în anchetă, în sensul că așteaptă ajutor din partea imperialiștilor și că, după ce va începe atacul anglo-american împotriva puterii comuniste, din est ei vor declanșa la rândul puterii comuniste din est, ei vor declanșa la rândul lor un atac în sprijinul puterilor imperialiste cu scopul declarat de a răsturna guvernul ales de popor în mod democratic. Banda acționează în special în zona munților Făgăraș, unde se ascunde, având ca persoane de sprijin oameni din satele de la poalele munților, care le oferă ca ajutor următoarele: brânză, cartofi, mălai, ceapă, zahăr, fasole, pâine, oale, ciocane, sfoară, cojoace, pături, obiecte de uscasnic, lucruri indispensabile traiului dificil din munți. Știm că folosesc adăposturi săpate în pământ pentru ei, cât și pentru provizii. Armamentul și muniția pe care le-au nu știm exact prin ce mijloace și le-au procurat, însă putem vedea din imagini că dispun de pistoale mitraliere Orița, Beretta nemțești cu pat de fier și rusești cu disc și zebeuri și grenade de toate felurile. Acestea sunt arme rămase chiar și de la armata rusă prietenă, dacă ar ști tovarășii în ce fel sunt folosite armele acum. Dispun și de diferite obiecte militare, cum ar fi binocluri, busole, diferite tipuri de încărcătoare și muniție. Rar circulă în grupuri mari, se deplasează în grupuri relativ mici, de 3 până la 6 oameni, pentru a nu li se da de urmă ușor și pentru mobilitate de mișcare. Sunt în permanență căutare de alimente și încearcă recrutarea de noi membri. Se pare că se reunesc o dată la câteva luni sau poate săptămâni, conform declarației dată în anchetă de un colaborator al nostru care avea strânsă legătură cu grupul. Nu știm exact cum comunică între grupuri, probabil prin semne și bilete lăsate în locul numai de ei știute. În raportul pe care vi l-am înaintat, am subliniat importanța infiltrării unor agenți de încredere, unor oameni de încredere, cadre de nădejde care să petreacă timp în munte și care să se pretindă așa ziși partizani, care prin combinații și cu ajutorul agenturii dezvoltate în satele de la poalele munților, cu ei să îi putem prinde pe acești tâlhari, pe acești dușmani ai partidului nostru și ai orânduirii noastre socialiste.
România. Ghiță, ia zi, ce faci? Mergi cu ei sau vii cu noi? Păi, o să mă duc cu ei. Vreau să-mi văd băiatul. Aș sta și cu nevasta. Bun, bun, ce avem nevoie? Două perechi de bocanți, ciorapi? Să zici lumea ta că am nevoie de o toporișcă, da? Zic. Bun, ce mai era? Acșiață. Baterii. Niște zahăr. Ceva de scris. Ah, și niște foițe. Bun, ne vedem la Eleni. Nu luați pe la stâne, da? Nu. O luăm până Vâlcea. Ghiță! Te mai întorci, nu? Și? După ce e pământul, ce faci? Fac casă. O casă de-aia mică. Nu de-aia mare boierească, nu? Mai mică. Două vaci. Nevastă. Păi cum mă, Toma, mă? Întâi vacă și pe urmă nevasta? Păi da, ce are? Dar nu o să mor de foame, mă. Ești când am fost, mă? Dar trebuie să intrăm în sat acum. Că dacă intrăm acum în sat, nu dăm de bănuit. Mă. Stai să treacă, stai să treacă. Hai, stai mă să treacă, unde te duci acum, stai să treacă. Intră-n bol. Hai mă. Ia, darmă. Ai pus semn? Azi că știu copacul. Sper să fie acasă. Eu foame, m-am săturat de pâine goală. Trebuie să fie, bă, un să duc. Ce facem? Ce facem, mă? Cu ce să mai facem? Hai să mergem. Hai, las că vorbesc eu. Stai, bă, așa, ce facem? Hai, mă, mergi, mă, hai. Sănătate! Să trăiți încotro. Sunt la... Sormea la sâmbătă. Nu v-am întrebat unde ați fost și unde mergeți. Documentele dumneavoastră. Da, sigur. Bă, vreau să mă întorc la mine, să le zic că sunt bine. Bă, părâmbule, tu ești nebun? E plin satul, frate. Eu nu mă mai întorc. Trebuie să mă duc, bă. Stă mama cu grijă, nu pot să țin așa până în primăvară. Hai că nu mă mai duc acolo. Mă duc la Cornea și Ulu și stau acolo până dimineața și ne vedem dimineața capul satului. Bă, gândește-te bine, eu nu mă mai întorc. Mă duc la Breaza, mă duc la Dragul, stau în șop. Partidul ne învață că atunci când vedem o greșeală să adâncim, să vedem cauzele. Dacă mergem la dentist și el scoate un dinte sănătos, păi ce treabă e asta? Am arestat pe legionari. Directiva a fost clară. Care acum descoperim oameni care n-au fost nici măcar legionari. Am băgat oameni nelegionari.
Abia acum descoperim. Ți-a dat dispoziții ca conducătorii să fie ridicați. Noi am luat cu toptan, bandit, legionar. Prin asta ai ajutat pe dușman. Disciplina trebuie întărită, tovarășii trebuie învățați. Nu cunoaștem toate formele de luptă ale culacului. Are diferite forme. Suntem obligați să adâncim, să cunoaștem toate formele, să vedem cum să luptăm cu culac. Unde-i frate? La noi așa este. Unde-i frate tu? Ori ne socotim buricul pământului, ori este liberalism, care partidul combate cu toată tărie. Luptător! Trebuie să schimbați atitudinea complet. Nu vreți să schimbați atitudinea? Atunci o schimb eu. Partidul a hotărât să facem colonii de muncă. Să spunem lagăre. Da, colonii de muncă, detașamente de muncă. Încă nu s-a găsit forma, rămâne de frământat. Ca să dăm și politicește just. Și poate peste o săptămână, două, o să avem și lagăre. Sau așa cum e fixat acum, colonii de muncă. Noi de băgat trebuie să băgăm pe cineva, că nu o să fie goale. Pe stânga și pe dreapta! Vă aliniați? Mișcă! Mișcă! Stai fără grijă că o anunț eu dimineață și vine să te vadă. Ești înștipită. Vii de departe? Hai, liniște că vorbim mai încolo, da? Te las să dormi. Rândule! Sunt capitanul de securitate Sebastian Licht, de la Direcția Regională Sibiu. Oamenii mei te-au înconjurat. Nu mai ai nicio șansă. Lasă prostiile și ieși cu mâinile ridicate. Bă! M-ai vântut, bă! O să te găsească nici în gaură de șanse, nu scap! Nu mă mort, mă dau! Ascultă comanda la mine! M-a dus-o pe maică ta! Pirău! Uite afară, mă! Uite-o în coamă! Bă, mă, de pe ea!
Dragul, mamă, ce cauți aici? Vă omor pe toți! Dragul, mami! Mamă, pleacă de aici! Bă! Tu mai trage, bă, animă! Mamă, pleacă de aici! Mai copii. Acum să vedem cum stăm cu religia. Un tovarăș care este cu misticism n-are ce căuta la noi. Tovarășii care sunt cu religie, membrii de partid, nemembrii de partid, foarte bine, toată dragostea. Dar poate face muncă în altă parte. Mai bine fără ei. La noi n-au ce căuta tovarășii care cred în Dumnezeu. Datoria noastră este să-l scoatem pe cetățean de sub influența preotului și încet să rămână el singur cu cinstea lui. Asta este problema cea mai grea care n-a fost rezolvată complet nici în Uniunea Sovietică. Mai ales atitudinea asta să fie față de preoții ortodoxi. Sunt toți vicleni perverși. Trebuie să studiem pe fiecare în parte. În ce privește preoții catolici, aceia sunt mai iezuiți. Dar e foarte greu dacă îi pui la cântar, fie el ortodox, fie catolic. Toți sunt iezuiți, toți sunt bandiți. Noi îi lovim cu aceeași putere. Fie ortodox, fie catolic.
Partidul a hotărât să lovească cu toată puterea? Lovim cu toată puterea! Noi suntem un organ conducător și ne-am luat sarcini. Cine nu? Să iasă sincer în fața partidului și să ceară să fie desărcinat. Auzi, părinte, știi ce vroiam eu să te întreb? Uite, mă tot frământ tot treaba, știu că ești mai intelectual, așa, cred că poți să răspunzi. Băi, părinte, crezi în Dumnezeu? Atât cât e omenește posibil. E, vezi, aici am eu o problemă, uite, cu chestia asta. Mă dezamăgești, de ce? Uite, nu știu, sunt mirat așa, nu știu cum să zic. Eu credeam că voi, ăștia cu biserica, sunteți mai deștepți așa, adică le luați banii la proști, dar nu credeți toate prostiile astea. Uite, să-ți dau un exemplu. Noi doi stăm aici, în camera asta, da? Tu ești puțin lovit așa, nu ți-e bine. Mai de capul tău. Pe unde-i, mă, Dumnezeu ăla al tău? De ce nu mă trăznești acum? De ce te lasă așa vai de capul tău? Explică-mi. Dumnezeu e răbdător. Știe El de ce nu pot să răspund eu în locul Lui. Se pare că nu înțelegi nimic. Ce dracu, eu chiar vorbesc degeaba aici? Eu cred că n-ai mâncat destulă bătaie, pierdem timpul cu tine, serios. Adică e un fel de trezie așa la tine, nu știu cum să zic, parcă sunteți bestos, v-au prostit ăștia, bă, că nu înțeleg. Eu nu înțeleg cum un om mare, care nu e copil, adică, să creadă așa ceva. Adică tu îmi spui mie că e unul acolo sus care zboară așa sau cum? Care se uită la noi în jos și ne pedepsește așa? Sau cum? Nu înțeleg, bă, părinte zău. Eu zic să te mai gândești serios acum. N-am la ce să mă mai gândesc. Eu cred în Dumnezeu, cred că există Dumnezeu. Și atât. Zic că nu stric o rugăciune. Vasile! Vasile! Ia-l, bă, pe ăla. Ce dacă ești prost așa, mă? Eu cred că v-ați prostit toți, bă. Mi se pare că sunteți nebuni. Eu cred că sunteți bestos, mă. Nu vă învață, mă, partidul tot ce trebuie. N-aveți, bă, tot ce vreți. Nu vreți să puneți mâna la muncă, bă, dar prostiți lumea și nu recunoașteți. E de ăsta, să zicem. E un nenorocit. Un bandit care zice că e partizan. Nu-i place lui de noi așa și stă fugi cu arme cu alți proști? Că noi arestăm pe Măsa și pe Tasu. Fură, bate, e partizan așa și așteaptă americanii. Și americanii căcat, nu vine niciun american. Îi doare în curbă pe americani și pe englezi de Dumnezeul tău și de partizanii tăi, înțelegi? Legionarul ăsta, înțelegi, mănâncă rahat că e luptător. Dar el nu vrea să muncească, înțelegi? Ești atent? Că ăștia stau ca tine cu Biblia în mână și o freacă cu teorii și mi-omoară mie oamenii. Înțelegi, bă, părinte? Tu vă încurci să vă fut. Și o să-l calc acum picioare. O să-l calc acum picioare să vedem unde-i, bă, Dumnezeul al tău, înțelegi? O să-l bat
O să-l bat și aștept să văd. Cine vine să vă salveze? Dumnezeul tău? Sau americanii? Înțelegi? Înțelegi? Bă, înțelegi, mă! Și o să vă bat așa până o să vă ia dracu, mă, și o să înțelegeți! Nu e niciun Dumnezeu! Nu vine niciun american, mă, înțelegeți? Ce? Eu nu sunt răbdător? N-are! Bă, partidul! Răbdare cu voi! Bă, muților! Eu nu sunt răbdător? Să-mi scoateți pe ogoranul ăla de unde știți! Aduceți-mi toți preoții, toți legionarii ăștia, pe măsa, pe tasul, pe oricine! Vă arestez pe toți, mă, faceți dracului ceva! Ce eu nu sunt răbdător, vă găsesc eu! Ce eu nu sunt răbdător? N-am eu vă răbdare cu voi? Ioane. Să rămână, părinte. Măi, de când te-am văzut? Ia, hai înăuntru, hai. Nu, nu, nu pot. Haide. Nu, ai ceva pentru noi? Da, sigur, hai înăuntru. Nu, nu pot. Iau ce-mi dai și mă duc. Bine, așteptăm, da? Așteaptă aici, Ana. Ce facem? Stau. Cu taica. Ce mi-ai făcut? Mai nimic. Cum merge școala? Bine. Bine. Dacă merge bine, bine. Tu ce mai faci? Până acum. Nu. Ioane, fugi! Militarii, fugi! Ia, ia și fugi! Fugi!
Ce mai fac ai tăi? Bine. Mai aveți vacile? Nu. Am luat tot. Lasă, că te faci tu mare. Hai, noroc. Noroc, salut. Băieți? Gavrila, Chiușdea, Ilioi, Andrei, Laurian, Hașiu, Baciu și Leu. Hai, ia ziceți băieți. Vrem să ne alăturăm și noi. Cui? Cui să vă alăturați? Cui? Vouă! Vrem să luptăm, suntem pregătiți. Cu cine să luptați? Vrem să luptăm. Să dăm rușii afară din țară. Eu nu știu ce credeți voi că facem. Ce viață mai e și asta. Dar mă uit așa la voi și văd că sunteți tineri. Eu zic să vă duceți acasă. Să vă terminați școala. Să vă însurați, să faceți copii. Și să uitați de toate astea. Pentru că nu e de voi. Nu știți cum e. Ați ținut vreodată o armă în mână? Ați omorât vreodată un om? Știi cum e? Să te uiți în ochii lui? Să nu mai ai de ales? Să treci cu chestia asta? Să nu uiți? Nu e de voi. Credeți că noi am avut de ales? Avem și noi părinți arestați, frați bătuți, neveste fugite. Noi n-avem la ce să ne mai întoarcem. Dacă ne întoarcem, ne așteaptă pușcăria, sau mai rău. Știi ce facem noi aici? Așteptăm. Să vină englezii, americanii, francezii, cine o veni, dacă o veni cineva. Așteptăm. Voi credeți că e ușor? Ce vreți, să stați în grop cu noi, ca viermi? Să mâncați coaje de copac? Să muriți de frig iarna? Să nu mai vedeți oameni cu lunile? Asta vreți? Uite cum facem. Ne mai vedem peste o lună, două. Și dacă tot asta vreți, mai vedem. Da? Ia și conservele. Ia și. Fugiți! Fugiți! Nu! Mai bine dormeam noi în fânar. Nici nu vreau să aud oaspetele afară și el în casă. Așa e omul, ce face? Ceas! Nu mișca nimeni! Ceas!
gura mult. Dușan, hai să-l luăm. Du-te și-o de mașină. Hai, pune mâna. Urcă de mașină. Ridică de el. Cercetărilor s-a stabilit următoarele. Nu există un comandament unic pe țară al bandelor. Nu există legături între bandă și fostele partide politice și alte organizații subversive. Nu există legături între bandă și elemente clericale. Nu există amestecul bandei în acțiuni contrarevoluționare, chiaburești. Nu există legături organizate cu trădătorii români din străinătate sau cu misiunile imperialiste din țară. Date fiind condițiile specifice în care acționează grupurile de rezistență, organele de conducere ale securității trasează ca sarcină de bază direcțiilor regionale intensificarea muncii informative. La recrutarea unui informator se poate uza de următoarele mijloace. Convingerea la oamenii de caracter, stimularea unei slăbiciuni și oferirea de posibilități materiale pentru îndeplinirea ei. Îndatorarea celor în cauză prin diferite servicii făcute, cerându-li se apoi să lucreze. Scrie-mă! Intimidare, folosind informațiile ce avem asupra unor eventuale culpe ce ar apărea asupra celui vizat. Unde e, mă? Zi-mă unde e! Șantaj, pe tema eventualelor informațiuni compromițătoare. Abordarea se poate face în două feluri. Insinuant, sau prin surprindere. Informatorii tovarăși vor fi recrutați de preferință dintre oamenii cu meserii sau profesiuni adecvate de plasărilor, ca doctori, agenți sanitari, agenți agricoli, notari, preoți și, în cazul de față concret, ciobani, muncitori de la exploatările forestiere, pădurari, cabanieri, brigadieri silvici. Nu este deloc recomandabil ca să fie recrutați dintre militanții politici democrați, ci, din contră, se vor prefera elemente reacționare, tovarăși. E adevărat că unii informatori evită de a aduce la cunoștința organelor noastre anumite informații despre bandă, deoarece nu sunt crezuți și prin metode de influențare fizică sunt obligați să spună lucrurile exact. Unii tovarăși nu țin contact, cum spune partidul, cu informatorii din problema bandelor. Nu dirijează suficient de bine informatorii spre obiective și, în special, nu știu să-și apropie. Întrebuințând cu ei metode tari care mai mult îi îndepărtează și îi sperie, făcându-i să evite contactul cu organele noastre. Dar ce înseamnă asta, tovarăși? Asta înseamnă că trebuie să avem grijă de ei, să le dăm instrucțiuni, să le arătăm linia partidului. Nu așa gata ei și umpli de vânătăi. Dacă un dulgher îi strigă strungul, ce mai mănâncă el mâine? Păi așa ne învață pe noi partidul, tovarăși. Lucrătorul operativ trebuie să lege prietenie cu țăranul muncitor la care doarme și căruia îi plătește întotdeauna la timp, corect și mulțumitor, pentru găzduire și alte servicii aduse. El leagă prietenie și cu țăranul de la care închiriază o căruță, cu cai. Sau a fost judecat un element. S-a întâmplat să fie un element sărac. A fost judecat și condamnat pentru faptele lui. A rămas văduva. Faptele lui a atras condamnarea și confiscarea averii. Vine patalama cu executarea hotărârei de confiscare. Mergem să confiscăm averea? Mergem. Cine merge? Organele. Ce confiscăm? Un bordei și o vacă de 16 ani. De la cine? De la nevasta lui cu 5 copii. Și toți copiii trăgea de vacă și țipa ca la mort. Oricine vede că aceasta nu merge pe linia de a întări regimul nostru, tovarăși. Fără îndoială că când a fost ea creată, legea nu a fost pentru astfel de cazuri. Ea a fost pentru a lua averea celor care au exploatat,
Ca avere nu este să iei o vacă din bătătură care are de crescut 5 copii și pe măsă. Noi știm la cazuri din astea unde e copiii mici. Să luăm măsuri pentru greșelile tatălui. Nu aplicăm mecanic nicio lege. Ne gândim, cântărim, evaluăm. Când s-a luat măsura în justiție, poate n-a fost luată întâmplător, dar este o sarcină a noastră să vedem cum se aplică. Această lege nu se aplică în mod mecanic. Trebuie să luăm măsuri împotriva dușmanului, tovarăși. Să nu ne înfigem în stânga și în dreapta, ci să spunem, uite, vom primi directive pe linie de securitate și miliție. Dar până atunci știm că acolo unde dușmanul se manifestă, unde încearcă să se manifeste, ridicăm și acționăm, tovarăși. Dăm cu ei de pământ. Directivele, tovarăși. Directivele vor dezvolta toate măsurile necesare de luat pentru a pune dușmanul la punct. Bună ziua, copii! Bună ziua! Ce faceți? Noi suntem într-o misiune a detașamentului. Am avut misiunea de a înmâna tovarăș și instructor la cabană un mesaj foarte important. Da? Ce mesaj? E secret. Nu avem voie să spunem. Bun, dacă e secret, e secret. Dar vă învățați bine la școală? Da, noi pionierii luăm note numai de 4 și de 5. Bravo, mă, copii! Dar insignele astea de la piept ce înseamnă? Această insignă este a prietenilor miliției. Aha. Și ce trebuie să facă un prieten al miliției? În primul rând trebuie să fie vigilenți. Noi învățăm cum să fim vigilenți. Să nu lăsăm dușmanii poporului să fure și să jefuiască avutul obștesc. Dar tu ai văzut, mă, vreun dușman din ăsta vreodată? Cum arată? Da! Sunt răi și sunt murdari și au colți și fură copii și omoară și le suc sângele. Fac numai rău. Ba nu-i adevărat, nu au colți. Se află și la noi dușmanii poporului care nu-și dau cotele și ascund produsele agricole. Și sunt și bandiți care se ascund în munți. Aha, și bandiți ăștia sunt presați? Da, ne-a zis tovarășul milițian că este unul, Laurian Hașiu, este foarte periculos. Fură copii și omoară oameni și îi jefuiesc și miliția o să pună mâna pe el și o să-l pedepsească. Bine, copii. Să aveți grijă, da? Să nu vă întâlniți cu bandiții. Da, și dacă ne întâlnim, îi dăm pe mâna miliției. Noi pe aici o luăm. Salut, voiași de pionier! Haide-te! Ai cunoști pe copii? Da, pe aia cu fundă, e nepoată mea. E fata lui Varma, aia mică. Lasă! Lasă arma jos! Lasă arma jos! Mâine la ceafă! Mai repede!
mă, mișcă-mă! Mișcă-mă, mai repede, mă! Aaa, dai în noi, da? Fă-ți neamul, mă, te stai acolo! Mișcă! Mă, de javră împuțită! Ia zi-mă, pe cine ajutați voi, mă? Tu spământul, măti, de ce dai, mă, în mine, mă? Nu, mă, încoace, de ce pista, mă? Pista, pistelor, măti, aici, când îți spun! Eu te-am întrebat de-a lăutăriu și tu pleci cu mine botanul, băi? Pe cine, mă, prânzarule, ajut tu, mă? M-a săturat firațai dracului să-l zibă! Zibă! Vă rog, tovarășul, nu m-a omorât! Ce tovarăș cu mine? Nu m-a omorât! Să-mi sară ochii dacă am văzut ceva! Mă jur pe sufletul copiilor mei! N-am văzut nimic! Nu m-a omorât, tovarășul, vă rog! Faci. Mai e un. Pe ăsta lasă-l. De ce, mă? Ajunge. Eu încă pot să-l iau. Băi, mazirule, javră, ce ești? Eu nu mă grăbesc. Să știi că stăm aici cât trebuie și 100 de ani dacă e nevoie. Stăm până zi ce vreau eu să aud. Nici eu nu vrei tu să nu te mai doară. Că se poate să nu te mai doară, e ușor. Zi dracului odată ce te întreb și gata, nu te mai chinui. Mergem și noi la casele noastre. Bun înțeles, după ce îi prindem pe bani. Bă, mazirule, să mor dacă te înțeleg. De ce ia permă? De ce? Sunteți rude? Ați fost la femei împreună? Bă, ție îți place de gagica lui Haizi. Nu ți-au zis-o că nu-i așa? Îți place. Îți place ce-ți mai place ție de ea. Da. I-o trage alții, bă, bandiți, javrele, care... E dușmanii poporului, n-am ce să fac. Așa că trebuie să-i prindem. Și o să-i prind pe toți, bă, javrelor, până nu mai rămâneți un ochi, bă, bandiților, legionari, e dracu. Ah, pardon. Bă, tu-i fi țărănis, că nu mai știu. Ce? Nu mai e unghii? De la picioare. Păi? Ah, da. Uite, bă, mazirul, vezi, eu apoi ce fac? Nu mai am ce să-ți smulg. Nu mai e unghii. Ah, da, dar cum, desigur, avem metode și idei, pentru că partidul ne învață, pentru că ne învață să fim vigilenți, uite că mai se găsește dezmurs, așa că trecem la dinți. Păi da, ce să-ți fac, mă, zile, eu ți-am zis. Zi odată unde ia și scapi. Stăm aici până mor, dracu, și eu nu mă opresc. Zi odată, că nu mai ai mulți din să știi. Zi unde ia lui Ogoranu, cum îi găsesc. Unde se ascund? Zi, mă, firea, dracu, cu mata, zi! Pe toți vă găsesc, mă. Și în gaură de șarpe vă găsesc, mă. Viermilor, putorile dracu. Mă cac pe voi de partizani. Ia zi ce facem, trecem granița. Nu cred că e o idee bună. Prea multe trădări. Nu știu, nu mai am încredere în nimeni. Păi și pe unde să trecem, baciule, că suntem mulți? Păi tocmai. Cât credeți că o să mai rezistăm? Cât o să fie nevoie. Când intrăm în sat? Dimineața sau seara? Dacă ne-a lăsat Grigore bilet, seara. Dacă nu, dimineața.
Ba, hai să ne oprim. Care merge la Braza? Hai, mă, să tragem la soț. Ne vedem în capul satului din 3 zile. Dacă nu ne lași bilet, da? Andrei! Andrei, trezește-te! Ești înconjurat! Eu nu te-am trădat, jur! Ce faci, mă, boule? De ce-i tras? A? Ce să fac, tovarășul comandant? Vine banditul asupra mea. Mi-a fost frică. Mă-ți, mă-te de bou ce ești! Moșule, am auzit că au arestat-o pe maică-ta. Și taică-tu e bolnav rău, dar pe el nu l-au ridicat. Mai eu zic, chiar dacă tu nu întrebi nimic, să nu mai dai pe acasă vreo câteva zile, că ăștia ne caută peste tot. Da, știu, dar mă gândesc doar la mici.
Da. Te rog, eu mai gândește-te. Baci n-a lăsat bileta? Nu. Ce facem? Nu știu. Dacă ăștia ne-au conjurat la Valea Rea, înseamnă că au făcut un cerc pe Moldoveanu, Gâlcescu, Dara și Nisipuri. Sunt prea mulți de dracu. Dar dacă ei sunt acolo, înseamnă că noi trebuie să fim undeva în afara cercului, nu? Da, mă, asta înseamnă că și stânele sunt păzite. Mă, nu mă așteptam să fie așa de mulți. Dar trebuie să ajungem la mâncare, nu? Și cea mai apropiată ladă e la Leaota. Știi cărarea aia pe la Grohotiș? La Nisip, da. Pe versantul sudic. Știu ce zice. Cărarea care dă sub coastă, dar nu-i păzită? Ba da, mă, dacă e păzită aici, e păzit și acolo. Dar ce vrei să facem? Ai alte idei? Hai că-s aproape. Hai, pierdem vremea. S-a prevăzut acoperirea punctelor obligative de trecere, unde au fost instalate posturi capcană, formate din organe de securitate și miliție, îmbrăcate civil. S-a stabilit că banda Logoranu ar fi compusă la ora actuală din 12 bărbați. În consecință, comandamentul operativ s-a stabilit în satul Făgăraș,
La omoară TPR-ul Suiu, având la dispoziție un pluton din trupele MAI și unul din RSB pentru bararea căilor de acces dinspre sat spre munte. În acțiunea din zona muntoasă raportez că echipa a doua nu și-a putut îndeplini misiunea, deoarece bandiții au intrat în pădure, unul dintre ei lăsându-și paltonul pe drum. Totuși, în zona au fost descoperite depozite de alimente, armament și muniție aparținând cel mai probabil bandei conduse de Ogoran. Marșul grupei a treia a fost efectuat conform planului stabilit, dar am avut greutăți datorită intemperiilor de ploaie continuă și ceață. De asemenea, nu s-a putut coordona acțiunea trupelor din cauza lipsei de legătură dintre cele două grupe menționate mai sus, iar cablul telefonic al unităților era dezizolat, făcând scurt circuit cu pământul umed. Stațiile de radio n-au funcționat în timpul operațiunilor, pentru că au fost ploi torențiale dese, fapt pentru care rețeaua telefonică s-a defectat, iar detașamentele au mers numai pe poteci, fără a se putea desfășura. Ce facem? Nu avem ce face, stăm. Stăm, dar parcă trebuia să fim la Drăguș, nu? Vor înțelege băieții leule? Lasă-mă că înțelege moșul. Bă, hai la ladă, că eu mor de foame, hai. Hai. Cum e genunchiul? Merge. Filerule? Ce s-a pierdut? O foaie de cord, vesta mea, aparatul, un cuțit și un încărcător. Dacă o ținem tot așa... Dar mulți sunt, de unde au apărut ăștia? O luăm pe creastă, prin pădure! Hai! Fraților, ne-au înconjurat. Sunt lângă noi. Ce naiba m-ai speriat așa, mă? Credeam că e ceva mai grav. Hai să ne gândim un pic. Dacă au venit cu atâtea trupe și atâtea baze militare, e clar că au un plan, o acțiune mult mai mare. De durată. Plutonul ăsta nu era de capul lui aici.
Asta înseamnă că intrările în pădure sunt păzite ziua și noaptea. Trebuie să plecăm de aici înainte să vină posturile de pândă. Nu ne-au înconjurat, ne-au tăiat ieșirile. Hai să trecem pe partea cealaltă. Da. Dar pentru asta trebuie să ademenim aici. Hai. Sunt în Vâlsan, unde am auzit râsul. I-au înconjurat. Trebuie să mergem la o cabană, să ne arătăm și să lăsăm impresia că am ajuns acolo cu toți. Ca să-i scoatem pe ăștia din pădure. Care e mai aproape? Aia din vale, nu? Aia din vale, da. Acolo mergem. E, hai. Rămâneți pe loc! Ieșiți afară! Ieșiți afară! Vă dăm foc! Afară! Afară! Hai mai repede! Hai mai repede! Ia, scoateți tot ce aveți. Puneți-le aici. Nelule, vezi înăuntru. Bocanci. Ia. Mulțumesc. Ia uite ce-am găsit. Ileru! Numele meu e Ion Gavrilo Guranu. Spuneți-le oamenilor din țară că mai există un corț din legat României care nu și-a plecat capul în fața comuniștilor. Și atât timp când ne vor sta capetele pe umeri, acest corț de țară va fi liber. Spuneți-le să-și păstreze încrederea că într-o zi toată România va fi liberă. Și rugați-vă la Dumnezeu să vă ajute. Și să ne ajute. Hai să mergem! Dați-vă la o parte! Hai! Huh?
aici tot. Luați numai radio și ce e de mâncare. Yes. Brâncoveanu? Moșu? Ce faceți, bă? Nu credeam că a scăpat. Am avut noroc. Voi ați fost la cabană? Păi cine altcineva? Ce faci, mă? Lerule. Moșule, eu zic să mergem la Dridif. Ne mai ascundem o vreme la Nicolae. No, hai, dar aveți ceva de mâncare? Nimic. Hai că ajungem la Olad. Hai. V-ați speriat? Ține-l! Ține-l de picior bine. Foarfecă! Vezi? Da, hai. Pune lumina așa. Bun. Ia uite. Stai, mă. Pensa. Ia, trage de asta. Ușor, 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 profesor, ușor. Așa. Gata! Adu-o fașă curată. Hai, Gheorghe, o fașă curată mai repede. Hai, mă, stai acum. Leșinat. Mai avem una? Ha? Hai, Gheorghe. Pune-o deasupra așa. Așa. Lasă, lasă. Moșule, nu mai ține. Trebuie să trecem granița, trebuie să fugim la sârbi. Vorbești prostiu. Sârbii dau românii înapoi pe un vagon de sare. Hai că lăsăm așa până mâine. Hai să strângem astea. Hai, ia. Bă-ți arată acolo. Ce ai, mă? Ce ai? Gheorghe, fii mai atent. Ce să fiu mai atent? Ce te iei de mine? Gheorghe. Mă, ce vă luați toți de mine? Gheorghe. Dă-te, mă, de aici. Ce faci, mă? Lasă arma jos. Mă, lasă arma jos. Mă, lasă, mă! Mă, lasă jos! Mă, lasă, mă! Nu las! Gheorghe. Mi-e frică, mă! Mi-e frică, mă, mă cac pe mine de frică! Gheorghe. Ce vă uitați la mine? Nu mai pot, mă, nu mai pot în bordeiul ăsta, mă! În gaura asta de șobolan m-am săturat, mă! Gheorghe, ce te uiți, mă, la mine? Lasă-o, mă, jos! Mi-e frică, mă, ție nu ți-e frică? Mi-e frică, mă, nu mai pot, mă, să stau în bârlogul ăsta! În... Gheorghe, ție nu ți-e frică? Ție nu ți-e frică? Gheorghe! Uită-te la mine, Gheorghe! Ce e, mă, cu tine, mă? Ha? Nu mai pot. Okay.
Ce e, mă, cu tine? Ha? Mi-e frică. Stai, mă, jos. Hai. Mă, Gheorghe. Știi cum e, mă, Gheorghe? Sunt multe frici. Frica de câmp, când ești înconjurat de armată și nu știi dacă o să mai scapi. Frica de noapte, când toți dorm. Și nu știi dacă ăla care respiră lângă tine o să mai fie și mâine. Frica de liniște. Da, mi-e frică. Știi de ce mi-e frică? Într-o zi, când copilul meu o să fie mare și când vremurile or fi altele, o să vină și ziua aia. O să am un copil. Că vreau să am un copil. O să mă întrebe: tată, ce ai făcut în toți anii aia? Și eu nu o să pot să răspund. De-aia mi-e frică. Atât. Ziua, Neasandule. Sănătate, Ghiță. Tot muncă, tot muncă? Se poate fără muncă, băiete. Ce faci, Neasandule? Ce să fac? Sănătos, păinic. Dar voi ce faceți? Am venit la Mata. Ne dai și nou un burduf? Vă dau și două. Numai pe la micul să nu puneți mâna. M-au pus în fața lor să mestec brânza cu niște prafuri aduse chiar de ei. Mi-au pus și mănuși. Bine, pe atunci nu mai lăsăm bilet semnat. Așa. Zile cât am jefuit. Ai, da, 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 m-am jefuit. Și te duci și le spui că mergem pe creastă, da? Păi ce căutați pe creastă, mă, băieți? Nu, Neasandu, că noi mergem la vale, la sat. A? Așa, da, da, valea, hai. Mulțumim, Neasandu. Iau și o pălărie asta, că văd că... Iau, hai, chestia și rupe-o sănătos. Ce, mergem în sat? Nu, mă, nu. I-am zis așa că dacă luat, cine știe cât rezistă. Hai să mergem și la Vasile, poate luăm și de la el niște brânză. Hai că l-au luat și pe Vasile. Bă, dar ăștia chiar ne cred tâmpiți, mă.
În primul rând trebuie să trecem Oltul. Să dăm de știre oamenilor de sprijin că suntem bine, e foarte important. Râncovean o lăsăsem? Nu. No. Dar auzi? Asta pe unde tot plimbat, da? Ce, mă? Are și el o fată, mă. Păi și ce nu spune așa? Moșule, avem nevoie de bocanci, de ciorapi, de mâncare, nu mai zic. Că asta, că să mâncăm orez ca chinezii un punct pe zi, vorba lui Gheorghe, nu mai ține mult. Asta e rație. Hai, nu mai cărcotiți toată lumea, că nu mănâncă nimeni mai mult. Mai avem cartofi și mălai și gata. Nu mai rezistă, moșule. Pantalonii s-au rupt, ce să mai vorbesc de cojoace? Asta pentru pantaloni avem pături. Le întindem pe scândură, le descoasem cu briceagul, ne descurcăm noi. Păi eu zic așa. De rău și porumb putem să luăm de la Cristian, din gura voi. Poate ne dă și sare. Mai avem nevoie de hoarne, plită, fierăstrău, că ăsta s-a dus. Și pentru haine putem să încercăm la Nelu Cristian. Care Nelu? Din Ucea. A. Așa facem. Gelule, te duci tu și cu Gheorghe spre Obrejea, da? Las că mă duc eu. Nu, lasă că el cunosc pe Grigore. Așa facem. Voi vă duceți după porumb și grâu, noi ne ducem după haine și ne întâlnim aici după. Dacă întârzie unii sau alții, nu intrăm în panică, da? Așteptăm vești și căutăm bilete din două în două săptămâni, am înțeles? Gerule. Gerule, ce faci, bă? Fac o demonstrație matematică. Profesor, scrie așa. Fie un triunghi dreptunghic cu ipotenuza de 12 centi... Scrie, mă? Ce? Eu? Auzi, mă? Dar tu ce tot scrie acolo? Tot aia ta cu întâlniri din lumea... Întâmplări deosebite din lumea plantelor și animalelor și fenomen ale naturii din munții Făgărașului. Am văzut o barză neagră. E o chestie de notat? E. Și vipera cu corn și cerbul. Auzi, moșule? Mm. Dacă mor să-i dai caietul ăsta lui meu, lui Nicu Bocicai, da? Da, profesor, da. A știi pe Nicu? Ala cu fata de la Cluj, cu tortul. V-am povestit? Nu, ne-ai povestit. Era cu 3 ani. Și avea un tort. Ce să zic? Moșule, dar tu nu scrii tratatul ăla de agronomie? Râdeți ca proști. Și manualul ăla pentru partizani? A, da. Mă consult cu Ghiță. Partizanul Ogoran. Auzi? Dar de ce mă Ogoranul? Păi, partizanul Ghiță. Ce să zic? Ia liniște, mă. A murit Stalin. A murit Stalin. Ce, mă? A murit Stalin! Să trăim! Să trăim! Băi, mădusă-i! Băi, mădusă-i să trec la o! Băi, mădusă-i! Băi, mădusă-i să trec la o! Cua mea, cua mea, cua mea mândră cu tot. Cua mea, cua mea, cua mea mândră cu tot. Podarul, da, podarul cerul zlor. Da, podarul, da, podarul cerul zlor. Și pe-a mea, și pe-a mea, și pe-a mea mândră de tot. Șa-la-la-la-la-la-la-la. Și pe-a mea, și pe-a mea, și pe-a mea mândră de tot. Bună ziua! Ziua bună! Nu vă speriați că nu vă facem nimic. Aveți ceva mâncare la voi? Suntem morți de foame și de sete. N-am mâncat nimic de 2 zile. Ceva pâine. Dacă vreți să vă plătim. Nu e nevoie, nu. Dar nu vă duceți la miliție. Avem încredere în voi. După aia plecăm, nu vă facem greutăți. Bine. Vă aducem din sat. Mulțumim.
Alane, pregătește-ți oamenii. Am înțeles. Și zici că aici sunt pe câmp după izlază, a? Da, șef. Hai că-i luăm de noală. Dar ce le faceți? Auzi, asta nu e treaba ta. Ia, hai. Ia, hai. Înainte, marci. Ia ușa, ușa, ușa. Rămânem aici. Dă-și mie. Era plin de camioane militare, de jeepuri. Noaptea s-a umplut de rachete de semnalizare. I-au împușcat pe amândoi. Primul pe Gelo, al doilea pe Gheorghe. Ai mai aflat ceva? M-am văzut cu Maga. A ieșit, i-au dat drumul. Momelă! Ce zice? Nu vrea să vorbească de închisoare. Că n-are ce să ne spună, că n-am înțelege, că închisoarea n-are logică. Zicea să-i mulțumim lui Dumnezeu că ne apărăm libertatea cu arma.
și să ne ferim să cădem vii în mâinile lor. Și râde tot timpul. E foarte schimbat. Dar ce știi de ceilalți? De Mârza, de Bălcuțean, Săbăduș? Nimic. Spunea că nu-ți cunoști nici vecinul de celulă. Că în închisoare viața ta nu valorează absolut nimic. S-a însurat cu Mili, fata gazdei din timpul liceului, o știi? Mi-a mai zis ceva? Să fii mai chipzuit. Oricum s-a schimbat foarte mult, nu-l mai recunoști. Și ce ați mai făcut? Am oculit până aproape de Olt. Am găsit bilete puse de Borza și Budac. Le-am citit la lumina chibriturilor. 30 de camioane la Arpășel, 30 la Porumbac, 30 la Cârțișoara, 30 la Avrig. Să fie pentru toți egal, nu? Să nu se supere nimeni. Și au început să survoleze cu țânțarul. Da, s-a complicat treaba. Dacă au ajuns la Avrig. Ce facem? Ce să facem? Mergem mai departe. Nu ne mai oprim acum. Între Avrig și Mărșa sunt 4 km. Găsim noi un loc. Mai stăm o oră aici și plecăm. Da? Du-te și adu niște haine. E gluntunos. L-a format. Ne-au prins la intrarea în sat și stăm acolo două zile. Că n-am mai putut să-l car. Da. Să știți că m-au pus să-i ajut. Au venit și aici, securiștii. Numai așa puteam să scap. Mai aveți încredere în mine? Pare rău că-ți crezi neplăceri, Neolimpiule. Dacă Marta n-am încredere, n-am în nimeni. Dacă mor, să mă îngropați în curte, sub viță, că e frumos acolo. Și liniște. Stai, mă, băiatule, că n-o să mori acum. Îi fac o morfină până una alta.
E de rău, nu cred că se mai poate face ceva. Piciorul trebuie tăiat. Rana e urâtă, s-a infectat. Am văzut multe de astea în spitalele militare. Nu pot să-i fac nimic. Îl trimit pe Vărmeu, Gheorghe, la Sibiu, să-l aducă pe Telea, chirurgo. Trebuie să-l taie și repede, că altfel nu mai scapă. Mă duc eu la Vărmeu și îl trimit pe Victor, la Elena Matieșanu, farmacista de aici. Și ea și bărbatul sunt oamenii mei de încredere. Gata. Man. Rămânem aici. Du-te și vezi de la de-aia. Ce zicea, mă, filerul care? Are ceva la gheară. E crăpat. Mă, mi-o foame. Și... soldații! Scoate schini. Încep. Ușor, că nu suntem animali. Am înțeles. Aici ceva care nu e animal. Dă-mi rochii! Ce-ai făcut, mă? Păi nu mai știam locul. Am zis să mă întorc, să nu mai pierd timp și am dat peste ăștia. Bă, dar fioros ești. Păi și ne-ai adus de mâncare? Păi dacă n-am găsit lada... Hai. Cum o fi mai bine? Să fii orb, mut sau surd? Surd, clar. Mai bine să vezi și să vorbești. Păi, dacă ești surd, ești și mut, că n-auzi ce vorbești.
Nu e adevărat. Auzi în cap așa, te auzi. Cum să auzi, mă, dacă ești surd? Ești surd! Nele, radio nu mai are baterii, nu? Ce facem, Mușule? Mai întâi ar trebui să vedem toate variantele. Prima ar fi să trecem graniță. Filerule, niciunul dintre noi nu suntem cu străinătate. Și cum te gândești tu? Cine să ne ajute? Eu nu mai am încredere nici în cămașa de pe mine. Să vorbești cu Borza, să vorbească cu Grovu, n-a zis că poate să ne treacă în Grecia? Nu știu ce să zic. Mai degrabă, dacă vrei un plan mai logic, ar trebui să cunoaștem cineva care lucrează pe un vapor sau un grănicer, cineva care are casa pe graniță. Numai așa merge. Îi fac pariu că sunt deja fotografiile noastre la toți milițienii, toți ospătarii, toți conductorii de tren. Gelu și Gheorghe ziceau să facem un fel de barcă submarin. Trecem pe Mureș la unguri și după aia la sârbi. Băi, profesore, mă rog, așa și după aia? Traversăm clandestin Iugoslavia până la austrieci? Nu mai știi planurile bărcii? Deci nu mă îndoiesc de exactitatea tehnică a proiectului acestui vehicul fantasmagoric. Ce proiectul? Dar cum construim o barcă? Unde? Gheorghe are un prieten bun pe Târnavă, într-un sat. Taicăsu are atelier mecanic. Poate să ne facă o barcă. Păi dacă a fost prieten, e deja la canal. Și cum te gândești tu că nu știe securitatea că se construiește o barcă într-o curte când știe și cât lapte de capra omului? Plus că pe Târnave sunt greble ca să oprească înnecați. Dacă tot aveți prieteni în zona aia, e mai bine să-i rânăm acolo. Târnava nu e așa departe. Păi atunci ai în Bulgaria. E mai puțin pozită granița. Ne despărțim. Meta și cu Filerul merg spre Valea Șercăiței, spre Comis și încearcă la preotul David. Profesorul și cu Nelu merg spre Mârșa, că acolo nu prea am fost. Ilioi și cu mine o să mergem la Grovu. Luăm medicamente și vedem ce poate să ne mai dea. După aia mergem la Olimpiu. Vedem dacă știe ceva de Leu și de Bencovern. Moșule, ce facem noi aici? Cum adică? Adică ce facem? Pentru cine? Cui îi pasă? Îi arestează pe toți, nu le mai dă nimeni nici măcar o bucată de pâine. Serios acum. Știi, dacă nu te-aș cunoaște, aș crede că glumești. Da, tu chiar crezi că mai vin? Da, de adevăratele, așa, tu chiar crezi că mai vine cineva? Americani, oricine, nu știu. Cred că ce era de împărțit, s-a împărțit la altă. Ne-au hotărât. Nu o să mai rămână nimic, o să ne distrugă. Dar fi așa, trist. Mi se pare că am fi prea proști în cazul ăsta. Mai trebuie. Ce? Zahăr. Hai mă, zi unde e. Mai punem, vreau să mai pun puțin. Ajunge, mă, mâncăule, mai punem și mâine, vrei să-l pui pe tot acum? Dar mie mi-e foame acum, nu mâine. Cui ai pus? Lasă că fierbe bine așa. Pune-mă un cui, vrei să stăm aici până mâine? Mă, numai bucătar, vă pricepeți toți. Dacă pui un cui, fierbe mai repede. Hai mă, ce naiba! Ia uite. Nu! Iar o să aibă gust de rugină. Hai, Nelule, că mi-e foame, Nelule. Nelu. Hai, mă!
lăsui să ne caut. Ce? Vor fi găsit adăpost. Hai, fă micilor, că e gata masa. Fuck! Cât sunt? Dă-te în gâtul, măti. Urmărit? Eu, păi. Și Brâncoveanu? Ce faci, mă? Ești lovit? Un pic. Țigări aveți? Da. A fost întocmit și aplicat un plan de combinație prin crearea unei bande false de diversiune, având ca scop stabilirea unui contact cu banda Arnăuțoiu și cu banda Ogoranu și apoi trecerea la acțiunea de lichidare. Însă rezultatul a fost negativ.
Planul de combinație operativă constă în dirijarea unei echipe formată din localnici pentru culegerea plantelor medicinale din zona frecventată de bandă. Aceste echipe sunt conduse de un colaborator al nostru. În prezent, grupul operativ lucrează cu o agentură formată din 43 de informatori, 27 calificați, 16 necalificați. Au fost formate și introduse și un număr de 6 echipe înarmate la diferite lucrări. Aceste echipe sunt formate din câte 2 organe de miliție, îmbrăcate civil, și câte un informator calificat, care au sarcina ca la apariția bandiților la una dintre aceste unități să acționeze cu foc. Uite-mă la ăștia cum stau, incredibil. Ia uite-l mă și pe ăla cu cafeaua. Mamă, ce l-aș bate pe ăla cu cafeaua. Știi cât l-aș bate? Seamănă cu unul care a vrut să-mi ia fata la o prăjitură. Băi, ce facem, că mi-e o foame de mor. Mai avem ceva de mâncare? Nimic. Îmi fac ăștia o poftă cu biscuiții lor. Trecem pe lângă ei sau luăm pe vale? Până vale, mă. Mergem, mă, pe lângă ei. Aveți câteodată niște idei. Mergem pe aici prin spate. Mergem la Racovița să căutăm de mâncare. Bine. Profesore, uite acolo un pește. Uite acolo cu pasărea în gură. Hai, dă-l dracu de binocul, hai să mergem.
Hai, luați-i! Hai mai repede, mă!